Vlad Lință, tânărul hunedorean cu voce de aur, și-a lansat cu puțin timp înainte să împlinească 18 ani primul său album de cântece populare. Alături au fost familia, prietenii, renumiți interpreți de muzică populară și mentorii săi. Evenimentul a fost încununat cu succes, iar publicul a fost fascinat de spectacolul oferit. Să știți că este o mare bucurie pentru mine să mă aflu acum aici, pe această scenă, însoțind un tânăr care, iată, visează să-și împletească destinul cu muzica tradițională. E o mare bucurie pentru noi specialiștii că, iată, apar tineri care știu să prețuiască adevăratele valori. Iar așa, după cum ați putut și dumneavoastră observa, Vlad Lință chiar prețuiește. Și nu doar frumos, foarte frumos am auzit din culise toate prezentările pe care le-a făcut Felicia, draga mea Felicia Stoian, și am aflat din prezentările sale că știe să mulțumească. Recunoștința e floare rară. Iată că el, având o educație foarte frumoasă, solidă, primită de la familia sa, știe să spună mulțumesc celor care au pus umărul la cariera sa artistică și la cariera sa profesională. Iată, Ciprian Roman este unul dintre ei. Continui gândurile lui Vlad Lință, îndrăznesc, repet, să fiu purtătorul lui de cuvânt. Spune Vlad, am simțit că acest eveniment nu ar putea avea loc altundeva decât acasă, la Brad, căci aici mă simt acasă, aici îmi sunt oamenii cei mai dragi. Iar despre album pot spune că am adunat în el toată bucuria mea de a cânta. Eu când urc pe scenă, asta simt, o mare bucurie. Aplauzele publicului sunt cea mai minunată răsplată pe care o poate primi un artist. Este extraordinar să simți că poți aduce bucurie în sufletele celor care te ascultă, ne spune Vlad Lință. Vreau să-i mulțumesc și eu personal, domnule Ovidiu Pintulei, pentru că, deși au muncit foarte multe persoane la realizarea acestui album, el a fost cel care a muncit cot la cot cu mine, care și-a pierdut nopțile și orele de somn ca să mă susțină și ca să mă ajute să-mi aduc la împlinire acest vis. Mulțumesc! Ce frumos! Doamne, faini spoții mei, la 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 la, dragul mii de ei, la 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 la. Mulți am, Doamne, că ai lăsat, la 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 la, să fiu moț curat, la 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 la, cu obrazul lepătat, cum tata m-a învățat, cu nădejde și cu drag de neamul meu. Mulțumim!